Ați reușit să atingeți cele 100 de like-uri la videoclipul acesta unde am vorbit despre Opium în Brawl Stars. La cererea voastră vom face și partea a doua. Nu știu dacă va exista partea a treia, dar dacă strângem 200 de like-uri vom face. Like, subscribe și eu vă las cu Opium în Brawl Stars 2. Să vină lista! Am aici alte 6 skin-uri care, în opinia mea, sunt cele mai opium în Brawl Stars. Dacă voi știți alte skin-uri mai opium decât acestea, scrieți-mi în secțiunea de comentarii. By the way, dacă nu știi ce înseamnă opium, îți recomand să te duci la videoclipul acesta și să te uiți la primele minute, pentru că acolo îți voi explica. Primul skin din lista noastră este Underworld Bow. Skin-ul face parte din categoria Supercell Make. Este făcut de către un player din Brawl Stars. Acest skin e destul de vechi, acest skin, n-am să vă mint, dar este unul dintre cele mai bune skinuri pe Bo. De asemenea, respectă tema noastră care este opium, culoarea și designul sunt specifice skinului, poziția de win și poziția de lose. Skinul costă 5000 de blinguri / 149 de gemuri. Credeți că merită acest preț? Next! Pe locul al doilea avem Ring Master Byron. Un skin cu un design foarte șmecher, unul dintre cele mai bune skinuri din joc. Cred că acest skin a apărut acum 2 ani, dacă nu mă înșel. Face parte din categoria de clown. E foarte popular skinul acesta și foarte jucat, mai ales că în ultima perioadă la noi în România se joacă foarte mult Byron. Dacă toți suntem la acest skin, haideți să vă fac o surpriză. Skinul costă 200 de gemuri, așa că noi îl vom cumpăra în acest episod. Apăsați butonul de like pentru acest skin. Am făcut un efort ca să-l cumpăr pentru voi în videoclipul acesta. Sper că vă place surpriza mea pentru voi, mai ales că a strâns cele 100 de like-uri la clipul anterior. Nu uitați că la 200 de like-uri facem partea a treia. Dăm un continue, dăm un pin, avatar și spray. Poziția de win și poziția de lose. Prețul acestui skin este de 200 de gemuri, după cum ați văzut și voi. Credeți că a meritat acest preț? Dark Samurai Jin, un skin ce a apărut acum o lună, are un design și efecte foarte șmechere. Păcat că acest skin nu are vocea schimbată, pentru că merita să aibă vocea schimbată cum are și la Evil Jin. Respectă mult mai mult tema acest skin decât celălalt. Efecte șmechere, are tot ce-ți dorești tu acest skin. O Dark Samurai Jin a apărut odată cu Nightmare Sandy. Poziția de win, poziția de lose. Băieți, am reușit să ne strângem 3000 de abonați pe acest canal, vreau să vă mulțumesc foarte mult, dar noi avem un nou goal. Reușim noi să facem 4000 de subscriber pe la finalul verii. Eu zic că dacă dăm fiecare câte un subscribe și câte o distribuire, reușim până la finalul verii să facem 4000 de abonați. Iar încă un goal ar mai fi 5000 de abonați până la finalul anului. Ce ziceți, reușim? Dă subscribe! Costul acestui skin este de 5000 de blinguri / 149 de gemuri. Pe locul 4 este vorba de Dark Angel Cold. Un skin care s-a dat gratis, face parte din categoria Supercell Make. După cum am zis, acest skin a fost complet gratis, iar acum skinul este pe shop și nu mai e gratis, din păcate, dacă nu l-ai apucat. Scrie în secțiunea de comentarii dacă tu ai apucat acest skin. Pentru un skin care a fost gratis, are efecte super tari, este genial și ne respectă tema. Poziția de win, poziția de lose. Costul este de 5000 de blinguri / 149 de gemuri dacă nu l-ai apucat când era gratis. Următorul este vorba de Morg Ferir Baz, un skin ce e din Brawl Pass de acum câteva sezoane. Să fiu sincer cu voi, pentru un skin din Brawl Pass, acesta este unul chiar reușit. După părerea mea, skinurile din Brawl Pass nu sunt chiar atât de bine făcute, doar sunt niște skinuri ca să fie acolo, dar acest skin chiar este bine realizat. Designul și efectele sunt chiar foarte șmechere, ultimata este cam basic, per total e un skin chiar bun. Poziția de win, poziția de lose.
Acest skin a costat 50 de RON pentru că e din Brawl Pass, nu se va mai adăuga. Am ajuns și la ultimul skin în sfârșit, care este Shadow Knight Jesse, din care este de foarte, foarte mult timp, de atunci când erau powerpoints-urile alea MOV. Cine le mai știe să-mi spună în secțiunea de comentarii. Cum nu știu dacă mai pot să mai skin la acesta, cred că mai pot să mai skin la acesta dacă cumper Dragon Knight Jesse și după îți dă această variație care cel mai probabil e de 1000 de blinguri sau habar n-am. Poziția de win, poziția de lose. Skinul costă, ei bine, nu știu cât costă skinul acum, pentru că pe vremea mea când l-am luat erau 10.000 de powerpoints. Acum habar n-am cât e. Scrieți-mi voi în secțiunea de comentarii dacă știți cât e acum acest skin. Bun, mă băieți, cam acesta a fost și episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, că dacă facem 200 de like-uri, facem și partea a treia. Subscribe să ajungem până la finalul verii la 4.000 de subscriberi și până la finalul anului la 5.000 de subscriberi. Eu am fost Alex, vă mulțumesc pentru atenție acordată, iar noi ne auzim data viitoare cu un nou episod. Salut!